Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Marcu, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit Iisus de cealaltă parte a mării, în ținutul gadarenilor. Iar după ce a ieșit din corabie, îndată l-a întâmpinat din morminte un om cu duh necurat, care își avea locuința în morminte și nimeni nu putea să-l lege nici măcar în lanțul. Pentru că de multe ori, fiind legat în obezi și în lanțuri, el rupea lanțurile și obezile le sfârma, și nimeni nu putea să-l potolească. Și neîncetat, noaptea și ziua, era prin morminte și prin munți, strigând și tăindu-se cu pietre. Iar văzându-l de departe pe Iisus, a alergat și s-a închinat lui. Și strigând cu glas puternic a zis, ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui preanat? Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuiești, căci îi zicea, ești duh necurat din omul acesta. Și l-a întrebat, care ți este numele? Și i-a răspuns, legiune este numele meu, căci suntem mulți. Și îl rugau mult să nu-i trimit afară din acel ținut. Iar acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care păștea. Și l-au rugat, zicând, trimite-ne pe noi în porci ca să intrăm în ei. Și el le-a dat voie. Atunci, ieșind duhurile necurate, au intrat în porci și turma s-a aruncat de pe țărmul înalt în mare. Și erau ca la 2000 și s-au înecat în mare. Iar cei care îi pășteau au fugit și au vestit în cetate și prin sate. Și au venit oamenii să vadă ce s-a întâmplat și s-au dus la Iisus și au văzut pe cel demonizat șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte. El care avusese legiune de demon și s-au înfricoșat. Iar cei ce au văzut le-au spus cum a fost cu demonizatul și despre porci. Și ei au început a-l ruga să plece din hotarele lor. Iar când a intrat el în corabie, cel ce fusese demonizat îl ruga să-l ia cu el. Iisus însă nu l-a lăsat și a zis, mergi în casa ta la ai tăi și spune-le câte a făcut pentru tine Domnul și cum te-a miluit. Iar el s-a dus și a început să vestească în Decapole.
cât i-a făcut Iisus lui. Și toți se miră.